să fim prezenți fiecare în momentul în care suntem. Este o, să zicem, un proces prin care noi învățăm să fim cu noi în fiecare moment. Să fim conștienți de nu doar de ceea ce gândim și de ceea ce simțim și nu doar la nivel de emoții și la nivel de corp. Bine v-a regăsit, dragii noștri, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. 12 soluții pentru o vacanță în armonie cu mine, în cuplu și cu copiii. Pornim discuția noastră alături de Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Pornim de la cartea Mindfulness zi de zi, oriunde vrei să mergi, acolo ești deja, de John Cabazin, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald. Și pentru că vorbim despre vacanță, despre felul în care ne pregătim și din punct de vedere psihic, mental, emoțional, să avem o vacanță cât mai reușită alături de cei dragi, nouă prieteni, familie, copii, partenerul de cuplu, dar și o relație bună cu noi înșine. Iată, astăzi discutăm despre cum să fii mindful în vacanță, cum să ai o prezență, o atenție conștientă în vacanță, în așa fel încât vacanța să nu fie tulburată, am putea spune, de gânduri, de emoții negative, corpul nostru să fie angrenat într-o acțiune, dar de fapt gândurile să fie în altă parte, ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă la job, nu știu, am uitat să ud florile, se vor usca până vă voi întoarce din vacanță, cu cine am lăsat pisica sau câinele, mama, tata, sunt bine, sunt sănătoși. Iată, cumva trebuie să ne deconectăm de la realitatea pe care noi am lăsat-o acasă, să ne încărcăm bateriile în vacanță și să fim cu totul, atât cu corpul, dar și cu mintea, cu emoțiile noastre, să fim cumva conectați la ceea ce înseamnă vacanță. Bună, Sorin, și mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur foarte mult că sunt alături de tine. La invitația ta legat de vacanța și cum să trăim o vacanță într-un mod conștient, să fim prezenți fiecare în momentul în care suntem. Este o, să zicem, un proces prin care noi învățăm să fim cu noi în fiecare moment. Să fim conștienți de nu doar de ceea ce gândim și de ceea ce simțim și nu doar la nivel de emoții și la nivel de corp. Pentru că corpul nostru exprimă tot ceea ce gândim și tot ceea ce simțim, doar că atunci când atenția noastră este în mintea noastră sau în afara noastră, cum spuneai în exemplele tale, ne deconectăm de corpul nostru, de emoțiile noastre sau de stările noastre interioare. Și în momentul în care noi punem atenția noastră în interiorul nostru și în ceea ce trăim sau în ceea ce facem în momentul respectiv, avem mai multe șanse să fim în prezent. Sigur că partea asta de a fi în prezent, a trăi conștient fiecare moment din viața noastră sau nu doar când închidem ochii, este foarte important. Sigur că atunci când facem o meditație sau închidem ochii să fim conștienți de momentul prezent, de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, ne ajută cu mult mai mult să fim prezenți în timpul zilei, în activitățile pe care le facem. Însă, felul în care noi am crescut, toate lucrurile pe care le-am învățat, toate emoțiile pe care le-am înghițit, credințele noastre, atitudinile noastre vis-a-vis de noi, vis-a-vis de alții, fac că toate să se amestece într-un anumit moment și de multe ori înghițim emoțiile, dar mintea rămâne activă sau am trecut prin anumite situații dificile în viață și am învățat că trebuie să fim complet alerți noi tot timpul și atunci apare o stare de alertă permanentă în care gândurile noastre se duc către exterior în încercarea de a controla anumiți factori legate de, cum spuneai tu, dacă mama e bine, dacă copilul nu știu ce face, dacă pisica e bine tratată acolo unde am lăsat-o, dacă la job se întâmplă X sau Y lucru. Și toate aceste
să zicem, escapării din momentul prezent către lucruri externe din altă parte, este ceea ce ne împiedică de fapt să trăim în prezent. Pentru că prezentul întotdeauna se întâmplă în momentul acesta. Deci putem spune că fiecare secundă este prezentul și în fiecare secundă, secunda dinainte deja e trecut. Deci, dacă stăm să ne amintim foarte mult ce s-a întâmplat, de ce a făcut asta, cum a putut să facă asta și avem gânduri recurente de genul acesta, noi suntem mai mult în trecut. Când încercăm să prevedem ce se va întâmpla și cum să controlăm viitorul, suntem mai mult în viitor și nu trăim conștient prezentul. Vrei să-mi spui ceva, Sori? Da, apropo de vacanță și de această frumoasă carte pe care noi o recomandăm astăzi, Mindfulness zi de zi de Jon Kabat-Zinn, mi-a atras atenția de fapt mai multe capitole, dar unul cu precădere, pentru că tot vorbim despre vacanță. Nu puteți opri valurile, dar puteți învăța să faceți surf. Da, exact. Ia uite că tot vorbeam despre vacanță pentru cei care merg la mare. Deci nu putem opri exact valurile, ele vor continua să vină, da? Ca și gândurile de altfel. Uite, facem o metaforă și ne gândim, sau o comparație, ne gândim la gânduri precum ne gândim la valuri. Dar cumva să învățăm să le gestionăm. Și aș vrea să te întreb, pentru că sunt convins că este important acest lucru și am văzut multe postări ale prietenilor noștri, să spunem, pe rețelele de socializare, cei care practică meditația mindfulness sau meditația, eu știu, prin yoga sau prin alte forme de practică spirituală, o practică nu doar acasă, dar și în vacanță. Probabil dimineața, foarte de dimineață, odată cu răsăritul soarelui, 10, 15, 20 de minute de practică meditativă, hai să spunem, pe malul mării, este foarte binevenit, apropo de atenția conștientă. Și la fel mă gândeam la meditație și la un alt capitol care mi-a atras atenția din această carte: păstrați-vă atenția asupra respirației. Respirația este ceea ce ne dă viață, cea care ne aduce oxigen în corp și ceea care scoate lucrurile, toxinele din corpul nostru. Deci, prin respirație, noi suntem conectați cu viață și în momentul în care noi suntem concentrați și cu atenția pe respirație, suntem atenți în același timp la nu doar la prezent, și la felul în care noi inspirăm viața și expirăm ceea ce nu este bun pentru noi. Deci, în momentul în care noi simțim această mișcare ciclică, care corespunde cu ciclicitatea Universului, deci ceea ce este bun pentru noi îl absorbim, ceea ce nu este bun pentru noi îl scoatem afară și ceea ce nu e bun pentru noi va fi bun pentru altcineva sau altceva din univers. Da? Deci, în felul acesta, ciclul universului continuă ca un biosistem și contribuim și noi la el. Adică odată ne alimentăm și odată contribuim la el. În momentul în care noi suntem concentrați pe respirație, vedem cât de ușor ne este, cât de greu ne este, cât de profund respiram sau cât de superficial respiram. Și dacă suntem atenți la respirația noastră câteva minute cu ochii închiși, mai ales în zona aceasta, și doar simțim cum intră aerul și cum iese aerul prin nări, sau cu atenție în piept și simțim cum se umflă plămânii sau cum se desumflă plămânii, o să observăm felul nostru de a respira și o să vedem că la început este mai superficială, deci mai mult în zona aceasta, și pe măsură ce respirăm și suntem atenți la ea, ea tinde să fie mai lentă și mai profundă. Cu cât mai lentă și cu cât mai profundă este în mod natural, noi trăim mult mai relaxați, pentru că corpul nostru
prin acel timp mai lung, are mai mult timp să facă schimbul de oxigen cu dioxid de carbon în plămâni. Și asta înseamnă că ajunge mult mai mult oxigen în sângele nostru, care va aduce acel oxigen în creier, care de obicei este foarte puțin oxigenat și de acolo stări de confuzie, de multe ori amețeala, pentru că el nu primește oxigenul necesar. Deci respirația conștientă te ajută să aduci toate ritmurile un pic mai lent, ceea ce va duce pe plan fizic oxigenarea creierului, oxigenarea celulelor corpului și asta va întreține o stare de bine și în același timp pe plan emoțional va scade tensiunea, neliniștea, inclusiv anxietatea. Da? Pentru că anxietatea și, din păcate, majoritatea oamenilor trăiesc într-o stare anxioasă permanentă. Deci asta înseamnă că la nivel mental suntem mai mult în viitor. Ce se va întâmpla, cum o să fac, ce o să fac, să punem răul înainte ca să fiu pregătit. Și asta declanșează tot felul de procese și mecanisme interne în corp care ne pun într-o stare de alertă. Și unul dintre ele este tocmai respirația superficială, pentru că într-o stare de alertă corpul se pregătește de luptă, fugă sau îngheț. Și atunci corpul se pregătește cum? Prin trimiterea sângelui către mușchii, mai ales picioarele și mâini. Și asta înseamnă că corpul se gestionează ca să ajungă acolo mai multă sânge și asta înseamnă că acolo unde nu este necesar, se diminuează. De exemplu, cum este perețile stomacului sau intestinelor. Când trebuie să supraviețuim, nu avem nevoie să mâncăm în momentul ăla. Sau ne luptăm, sau alergăm repede. Deci, perețile se subțiază ca sângele să poată să ajungă mai ușor și cu forță către mușchii picioarelor și mâinilor și în zona asta, ca să putem mușca, să putem țipa tare. Și procesul acesta necesită multă forță și atunci inima bate tare ca să ajungă mult mai repede. Sunt tot felul de procese chimice și hormonale care ajută la chestia asta. Dar dacă noi trăim într-o stare de alertă permanentă în viitor, pentru că ne e frică și ne imaginăm tot felul de chestii la care trebuie să facem față și la care trebuie să le rezolvăm, noi nu suntem aici, acum. Suntem acolo. Anxietatea crește, corpul este în tensiune și respirația noastră permanentă și ni se pare normal că este respirație superficială, care este de obicei în zona asta superioară a plămânilor, unde sunt în zona claviculelor. În momentele acelea, respirația asta agită tot corpul și întreține în același timp această anxietate. Deci, adică ceea ce vreau să vedeți este cum sunt legate gândurile noastre, de emoțiile noastre și de corpul nostru. În momentul în care noi aducem atenția noastră în prezent, cum ar fi respirația, procesele încep să se liniștească. Mintea va continua să zică și ce se întâmplă și cum se întâmplă. Deci, atenția noastră se va muta către mintea și prin voință, pentru că noi putem alege unde este atenția noastră, putem să o aducem înapoi în nări sau înapoi în piept. Și atunci, în momentul prezent, suntem conștienți că gândurile alea fac așa și dacă suntem atenți și la corp, vom vedea acum acele gânduri creează o reacție fiziologică în corpul nostru și în momentul în care noi aducem înapoi atenția către respirație, cum acest act de voință și de atenție liniștește corpul nostru și prin el se liniștește emoția respectivă. Deci, în momentul în care noi învățăm și creăm acest drum, acest șir neuronal, prin care noi suntem atenți la prezent, prin respirație, aducem toată energia într-un singur loc de liniștire. Și atunci efectul este că respirația, cum spuneam la început, devine mai lentă, devine mai profundă, inima bate într-un ritm mai lent, tensiunea musculară revine la normal,
mușchii, mâinile și picioarele, mai ales și zona asta, nu este atât de tensionată, starea de alertă escade și începe corpul fizic să se relaxeze, mintea începe să se liniștească. Deci asta ce înseamnă? Că viteza gândurilor este mai lentă sau încep să apară niște pauze, adică apar, nu știu, o amintire și eu aduc din nou atenția către respirație și apare ca un gol, după care apare alta, sau intensitatea emoțională a gândurilor acelea, să zicem că nu știu, mi-e frică de ceva sau sunt preocupată de pisica mea care a rămas acasă cu mama și încep să apară, emoția este mult mai puțin intensă. Și dacă continuăm, vom crea un șir neuronal care zice că atunci când suntem în prezent și trăim momentul prezent, corpul este mult mai liniștit și corpul este funcționează mai firesc. Și până la urmă, cred că de asta și avem nevoie în vacanță. Și corpul da. Nostru să se relaxeze și mintea noastră să fie mai liniștită. Și nu doar în vacanță. Nu doar în vacanță. Nu doar în vacanță, pentru că asta este alta credință. Viața este stresantă și în vacanță mă relaxez. Dar, cum tot timpul eu întrețin un șir neuronal de stres, conform credinței mele, care nu e neapărat firească, dar dacă avem această credință, vom funcționa în stres, și că doar în vacanță ne relaxăm sau doar în weekend ne relaxăm, atunci vom crea tot felul de experiențe. Atenția noastră va fi, va căuta în exterior momente de stres sau ce nu merge ca să pot să mă stresez în timpul săptămânii sau în timpul anului. Și că doar în vacanță îmi dau voie, dar cum eu am întreținut obișnuința aceasta de a mă stresa tot timpul, în vacanță nu va trece. Voi continua cu prin inerția, mintea mea va continua să fac acest lucru. Deci trăitul în prezent, conștient, nu este doar în timpul unei meditații, nu este doar în timpul unei vacanțe, dar măcar atunci să putem să ne relaxăm și să ne încărcăm bateriile. Este o practică care necesită să fie făcută tot timpul, dar odată când am creat acest șir neuronal și îl întreținem, în momentul acela noi ne învățăm sau ne programăm, dacă vreți, să trăim în prezent. O altă modalitate de a trăi în prezent, mai ales pentru persoanele care au un debit mental foarte mare sau despică firul în 20 și fac multe scenarii și se pregătesc pentru cel mai rău, este tocmai să se gândească la ceea ce fac atunci. Acum beau apă, închid ușa, tai o bucățică de carne, acum o mănânc, acum o amestec. Deci felul acesta te ajută să fii tot timpul conștient, nu doar de ceea ce faci, ci conștient de ceea ce gândești și conștient de ceea ce simți. Și cel mai simplu de conștientizat și reperul de cel mai mult adevăr pe care îl avem este chiar corpul nostru. Dacă gândurile noastre nu știm care sunt bune, care sunt rele, dacă ne ajută, dacă nu ne ajută, pentru că avem tot felul de programe acolo. Dacă ne-am obișnuit noi să negăm emoțiile, să nu le simțim, să păcălim tot mental această parte, deci nu sunt foarte fiabile pentru noi. Dar corpul este 100% fiabil pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă te doare burta, nu poți să te faci că nu te doare. Poți să încerci să muți atenție în alta parte, dar știi că te doare pentru că te doare. Dacă ți-e cald, nu poți să te faci că ți-e rece sau invers. Deci corpul nostru reacționează la fiecare gând și prin el noi avem un reper de 100% de adevăr pentru a fi conștienți de ceea ce ne facem noi prin gândurile noastre și emoțiile noastre. Și asta e foarte important pentru a fi conștienți de noi în prezent. Sigur, în vacanța este mult mai ușor, pentru că ne dăm voie să ne relaxăm, nu trebuie să ajungem undeva, nu trebuie să luăm copilul de la școală, suntem pe acolo, dar mintea își va găsi. Dacă suntem obișnuiți în genul ăsta, își va găsi.
Și dacă se lovește, și dacă nu știu ce, și dacă vorbește, și dacă cere, și dacă supără, și dacă... Deci sunt tot feluri de mecanisme prin care noi o să intrăm din noi, o să continuăm să facem ce facem și în timpul anului când nu suntem în vacanță. Deci, dar putem profita că avem mai mult timp, e un timp de relaxare, fără deadline-uri, fără alergătură dintr-o parte în alta, fără ședințe, fără... e un program mult mai lejer, să ne conectăm cu partea noastră interioară, să ne conectăm cu corpul nostru, cu respirația noastră și, de asemenea, dacă putem avea momente în care să stăm doar cu noi, să ne conectăm cu ochii închiși, cu interiorul nostru, de asemenea, ne ajută foarte mult. Putem, de asemenea, să ne conectăm cu natura și că să contemplăm, nu știu, niște flori sau marea sau copaci, dacă suntem la munte sau într-un râu sau etecă sau cerul, fie că e ziua, fie că e noapte. Deci sunt momente în care conectarea aceasta cu natura în momentul, într-o formă conștientă, ne ajută de asemenea să aducem o relaxare interioară. O să vedeți că dacă contemplați cerul, mai ales noaptea, când, dacă e clar și cu stele, imediat începem să respirăm mai profund, începem să respirăm mai lent, multe persoane deja suspină pentru că, sau casca, pentru că energia începe să se transmute prin conectarea cu natura. Alte persoane fac asta, nu știu, când se uită la animale într-un peisaj sau la plante sau la copaci sau la mare sau se joacă cu nisipul pe plaja sau diverse activități pe care le putem face. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Claudia Himen, o specialistă în dezvoltare personală și creștere spirituală. Am vorbit despre ceea ce înseamnă să fii mindful în vacanță, să fii într-un soi de conexiune cu mintea, cu corpul și cu natura. Am pornit discuția noastră pe marginea cărții Mindfulness, zi de zi, oriunde vrei să mergi, acolo ești deja, de John Cabazin, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald, în campania 12 soluții pentru o vacanță în armonie. Vă invităm, dragi cititori, să ne urmăriți în continuare, să urmăriți următoarele episoade din cadrul acestei campanii pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și, de asemenea, pe canalul de YouTube Herald, pentru că vom avea foarte multe clipuri interesante cu specialiștii noștri din cadrul acestei campanii, psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și Claudiei Himeno. Mersi. Ne dăm întâlnire la un nou episod. Până atunci să aveți o zi însorită, o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!